Chiar dacă suntem încă în valul 4, mai multe orașe din țară au anunțat evenimente cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Printre cei care petrec anul acesta se numără și clujenii, care vor avea parte de un târg în centrul orașului. Accesul nu va fi însă liber, ci se va face doar pe baza certificatului verde. Anul acesta clujenii se vor putea bucura de târgul de Crăciun. Evenimentul așteptat de zeci de clujeni și nu numai va avea loc între 26 noiembrie și 31 decembrie. Pentru a participa însă la târgul de sărbători, oamenii vor trebui să respecte o serie de restricții. Doritorii trebuie să știe că accesul se va face doar pe baza certificatului verde. Primarul Clujului Emil Boc spune că va amenaja două căi de acces în scopul verificării participanților. Spațiul va fi ocupat în proporție de 30%, astfel că autoritățile vor renunța la 35 dintre căsuțele care erau amenajate în cadrul târgului și scena va dispărea din decor anul acesta pentru a oferi mai mult spațiu. Programul artistic nu va lipsi însă, ci se va desfășura în jurul bradului.